Simpatizanții au venit în număr cât mai mare să întâmpine pe membrii Uniunii Social-Liberale care au venit să-i dea votul de încredere candidatului la fotolul de primar în persoana lui Andrei Petre. Edilul are planuri mărețe pentru comuna pe care o reprezintă de câțiva ani buni. Din comuna Hârtiești vreau să fac o comună modernă, o comună europeană. Vreau ca aceasta să înflorească, să fie un model pe Valea Argeșelului. De aceea cetățenii trebuie să se gândească bine când vor pune ștampila. Așa și-a început discursul actualul primar Petre Andrei. În reușita acestor planuri îi va fi alături și vicepreședintele PSD Argeș Ion Georgescu. Vreau să vă reamintesc că Mioveniul este alături de comuna dumneavoastră, că cei prezenți vor veni și după alegeri, a spus primarul orașului automobilelor Ion Georgescu. La eveniment a mai participat senatorul Șerban Valeca și deputatul Ion Burnei pe colegiul Mioveni, care au ținut să le transmită un mesaj celor prezenți. Vă aștept pe 10 iunie să veniți la vot, să câștigăm și mai mult, a spus Ion Burnei. Nu vă lăsați păcăliți de schimbarea lor din portocaliu în verde și veniți la vot pentru a face schimbarea decisivă, a adăugat senatorul Șerban Valeca. Seara s-a încheiat cu un moment artistic spre bucuria celor prezenți. Let's see.